Practic, strategia energetică vorbește despre această nevoie și această tranziție pe care noi o vedem posibilă de la modul de a produce energie în momentul de față, care în unități mari de producție, către așa numită concept al energiei distribuite, în care și dumneavoastră, de exemplu, având o unitate de panouri fotovoltaice, de exemplu, sau o sursă proprie, autonomă de producție de energie, ați putea produce mai mult decât consumați și să injectați în rețea excesul de energie. Adică, sigur că aceasta se face printr-un așa numit feed in tariff sau tarif de injecție, adică sistemul vă remunerează pentru energia pe care o distribuiți în sistem. Există un studiu la nivelul ANRE-ului și o discuție la nivelul Autorității Naționale de Reglementare în Energie cu privire la acest subiect, dar pentru moment chestiunea nu a fost tranșată. Este important de spus că această perspectivă în care am putea să aplicăm un tarif de injecție și consumatorul ar putea să devină ceea ce numim prosumator, adică să poată să injecteze și la rândul lui în sistem, necesită, va necesita probabil și niște modificări tehnologice la nivelul rețelei. Însă, dincolo de chestiunea asta, strategia vede că acest lucru este posibil, este de dorit, că el pe termen mediu și lung se va întâmpla, dar sigur că sunt necesare mai multe adaptări, inclusiv adaptări legislative. România până acum nu a folosit un asemenea sistem și în momentul de față e nevoie probabil de o gândire mai aplecată pentru a face ca acest concept în anii care vin să devină operațional. Și sigur, e vorba și de instalare de panouri în suficientă măsură, astfel încât acest sistem să devină, acest concept să devină